doilea meci între Bullet și Brutus. Se pare că Bullet a fost la fel de agresiv și este câștigător. Sunt chemați roboții Bullet și Flex. Iar la meciul anterior a fost câștigător Flex. Meci între Bullet și Flex. Bullet joacă la fel de agresiv și este câștigător. Avem egalitate. Se pare că va urma un meci decisiv. Începe al treilea meci între Bullet și Flex. Și câștigă Bullet. Sunt chemați roboții Brutus și Flex V1. Se pare că roboții noștri au și susținători. Începe al doilea meci de Brutus și Flex V1. Rundă fiind câștigată de Flex V1. Se pare că și a doua rundă este câștigată tot de Flex V1, care este și câștigător. Felicitări! Roboții Bullet și Flex V1 sunt chemați la proba de Mega Sumo.
Pulet este chemat. Avem doi roboței foarte asemănători. Prima rundă este câștigată de Bullet. Pare că și-a păstrat tactica și joacă la fel de agresiv. Începe al doilea meci între Bullet și Flex V1. Pregătesc roboței noștri, mai mulțumim o dată sponsorilor IBM, Microchip, Infineon, B-Defender, Timbar și DDB Design. De asemenea, mulțumit TV Giurgiu pentru livestream. Microsumo și Fotbal sunt rugați să se prezinte la omologări. Imediat după ce vom termina Megasumo, vom începe probele în paralel Microsumo și Fotbal. Câștigător este Bullet. Roboții Flex și Brutus. Acesta este ultimul meci
de la Mega Sumo. Ultimul meci din grupa 2, urmează finalele. Pare că primul meci între Flex și Brutus a fost egalitate. După acest ultim meci ne vom urmări proba labirint pentru desemnarea locului 3. Apoi vom avea în paralel probele de microsumo și fotbal, iar apoi finalele și semifinale de la proba de mega sumo. Este câștigător. Vom lua o mică pauză la proba de Mega Sumo și vom urmări proba labirint pentru desemnarea locului 3. Urmează premiera de la proba Line Follower.
bun. Începem cu premiera de la Line Following Health. Locul 3, echipa NA, cu robotul NA. Studentul Voiculescu Eduard. Wow. Locul 2, echipa Trololo cu robotul Vroom. Cristea Adrian și Tilimpea Răzvan. Tilimpea. Actually, why were you not expecting it to be? Iar locul întâi, echipa HBFS cu robotul HBFS 3. Dobre Cristian. HBFS. E aici? Coboară. E pe drum. A venit un profesor să ridice premiul între timp. We haven't got a lot of time, so we're going to squeeze it in. Yeah, Cold Harbor, many releases. Yeah, you know, Coma. Yeah, Coma is like a, you know, big champion on Cold Harbor. Felicitări tuturor câștigătorilor. Și acum continuăm cu probele de micro și fotbal. TikTok.
care participă la probele microsumo și fotbal sunt rugați să se prezinte la omologări. Urmează primul meci de departajare la proba labirint între Miții și TikTok.
still listening to my live set at Ultra Music Festival in Miami 2014. Enjoy.
Vom începe proba de fotbal. Primul meci se joacă între IMM Iron Food și Flex Mad Robot. Echipele participante sunt rugate să vină cu roboții aici. Pe Mad Robot îl avem. Iron Food este aici, perfect. Este goal-getter până acum. Între timp o să dăm startul și competiției de microsumo. Echipele participante sunt rugate să se apropie. Emoționat. Mai sunt 45 de secunde.
4, 3, 2, 1, stop! Câștigătorul acestui meci este Iron Foot. Următorul meci este între Iron Foot și Atom. Deci băieți, nu plecați prea departe că mai jucați un meci. Îl așteptăm și pe Atom. Îl avem și pe Atom. Între timp o să stric și meciurile de la Microsumo. Ok, bun. O să avem două grupe, grupa 1 și grupa 2 la Microsumo. Vom avea câte două meciuri în paralel. În grupa 1, primul este complicat. Primul meci este între Siler și Robo Warrior, iar Siler este în dreapta mea. Trecem la al doilea. Robo Warrior, n-ai nicio problemă, jucăm meciul 2, stați liniștiți. Robo Warrior 1 ar fi fost. Nu, că sunteți amândoi, o să vă mutați apoi la Microsumo. O să jucați tot cu el. Deci nu-i problemă, începem cu meciul numărul 2. Daniel și Thunder. Și primul meci din grupa 2 este între Peter Petrelli și Robo Warrior 2. Tot voi sunteți? Bine. Meciul 2, între Taz și Mosquito. Taz și Mosquito jucați primul meci din grupa 2 și Daniel și Thunder joacă primul meci din grupa 1. Daniel și Thunder aici, Taz și Mosquito acolo. Doi la zero pentru Iron Foot. Trei la zero. Patru la zero. Cineva. Iron Foot este din ce în ce mai talentat, 6 goluri.
60 de secunde. 7 goluri. Patru, trei, doi, unu, gata. Și câștigătorul meciului este Iron Foot. Ultimul meci din cadrul probei de fotbal, Metro Borșa Atom. Grupa 1, al doilea meci de microsumo între Thunder și Flea. Și Mosquito și Abbas pentru grupa 2. Echipa Thunder este chemată pentru primul meci la microsumo. Echipa al cărui roboțel este Thunder. Voi sunteți? Perfect, au ajuns. Tu ești doar. Sunt așteptați pentru a juca Taz și Abbas. Se pare că vom avea o remiză de asta dată. Acolo era poarta. Mai sunt 10 secunde. Cinci, patru, trei, doi, unu. Remiză de asta dată.
Din cauza unor probleme tehnice, roboțelul la bas a fost nevoit să renunțe. Prin urmare, meciurile cu care, în care trebuia să joace au fost declarate câștigătoare pentru echipa adversă și au câștigat Peter Petrelli, Taz și Robo Warrior 2. Așteptăm pentru grupa 2 meciul între Peter Petrelli și Robo Warrior 2. Robo Warrior 2 sunt așteptați, tot 2 sunt așteptați pentru un nou meci al grupei 2.
is a data show for free on my Facebook page. Go to facebook.com/DJHardwell. And don't forget to follow me on Twitter, twitter.com/Hardwell. Hardwell Nas also available as an official podcast on iTunes. Go to iTunes, search for Hardwell and subscribe yourself. Thanks for tuning in this week. I'll be back next week with a brand new episode. Grupa 2, un nou match, Peter Petrelli cu Taz. Și Moschito, un nou meci al grupei 2. Meci al grupei 2, Peter Petrelli și Moschito. Peter Petrelli 313. I'm
grupa 1, primul meci Robo Warrior 1 cu Daniel. Băieții cu Robo Warrior. Grupa 2 s-a terminat. Începem și grupa 1. Daniel s-a emoționat. Următorul meci, dacă toți sunteți aici, Robo Warrior 1 și Flea. Flea, pardon, îmi cer scuze.